Bună dimineața! Suntem gata? Stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass media, bună dimineața! Vă mulțumesc întâi de toate pentru că ați dat curs invitației noastre. Scopul conferinței, briefingului de astăzi este de a aduce la cunoștință publicului despre ceea ce se întâmplă în instituțiile statului, în special în serviciile desconcentrate. Cu părere de rău, după finisarea campaniei prezidențiale, după alegerile prezidențiale, Igor Dodon, frustrat fiind de înfrângerea sa, continuă să pună presiuni pe conducătorii din serviciile desconcentrate, considerând că neimplicarea dânșilor în susținerea s-a adus la înfrângere. Probabil Igor Dodon astăzi caută vinovat în tot, în toți oamenii din jur, în instituțiile statului, în membrii săi de partid, numai nu în sine. Eu am venit la acest briefing împreună cu doi colegi de-ai mei. Este vorba despre domnul Vasile Guțu, actualul conducător a serviciului Poșta Moldovei Bălți, și domnul Ilie Castraveț, este ex-directorului Agenției Servicii Publice de la Ieloveni. Colegii mei vor veni cu detalii despre ceea ce se întâmplă în cazurile lor particulare și o să-i rog, rând pe rând, să expună cazurile dânsilor. Poftim, domnul Guțu. Poate, da? Da, da. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, bună ziua, stimați cetățeni privitori. Îmi zice Vasile Guțu, de mai bine de 10 ani sunt în funcția de director a Centrului de Poștă Bălți, scursala întreprind de stat Poșta Moldovei, și desigur că reprezintă cea mai mare scursală a întreprinderii, în care muncesc peste 400 de angajați, cu un număr de 98 de oficii și agenții poștale. Sunt pentru prima dată în fața dumneavoastră, fiindcă toată viața mea de activitate m-am condus de o maximă că problemele interne se rezolvă la nivel intern. Însă astăzi mi-amintesc de altă maximă că moldovenească, că sunt momente când ajunge cuțitul la os. Iată, eu sunt în fața dumneavoastră, fiindcă acest cuțit a ajuns la os, deoarece întreprinderea stat Poșta Moldovei, de acum de mai bine de un an de zile, a intrat într-o perioadă destul de gri, neclară pentru noi angajații, neclară pentru noi conducătorii din teritorii, fiindcă atunci când a fost numit în funcție de directorul general interimar, domnul Vitalie Zaharia, la prima ședință ne-a spus că nu se va ocupa de politică, se va axa mai mult pe problemele interne a întreprinderii, care este o întreprindere de stat, dar este la autogestiune fiscală, financiară, și ne-am bucurat atunci, deși era un semn mare de întrebare. De unde vine, cine vine și pentru ce vine. N-a trecut mult timp și s-au început întâlnirile domnului Zaharia cu directorul Centrului de Poștă și fiecare întâlnire se termina cu scrierea cererii de eliberare. Și eu, la rândul meu, am fost invitat, mi s-a adresat la fel, însă mi s-a spus că, uite, am lista și chiar mi-a prezentat lista directorului Centrului de Poștă, 15 la număr, care trebuiau să scrie cereri și să fie eliberați din funcție. Am înțeles că dezvoltarea întreprinderii pe anul 2020 este pusă sub un mare semn de întrebare, fiindcă prerogativa nou-numitului director general interimar era reforma politică la întreprinderi și politizarea de mai departe cu un nou conținut a acestei întreprinderi de stat. Nu voi vorbi poate în detalii ce s-a întâmplat cu colegii, fiindcă fiecare din colegii mei au fost chemați, hărțuiți politic, o parte din ei au scris cereri și au plecat, cu regret sunt și acești colegi, care, foști colegi, care acum poate mă privesc,
O parte din ei au refuzat, însă, deoarece se apropiau alegerile prezidențiale și procedura de a scoate din funcție directorii pe alte articole era mai de lungă durată, s-a mers pe altă variantă. Fiecare centru de poștă, sau aproape toate centrele de poștă, au primit în statele de personal încă o funcție de director adjunct a centrului de poștă. Nu este o problemă atunci când întreprinderea are beneficii, când întreprinderea vine cu venituri mari, să mărești statele pentru a mări și randamentul întreprinderii. Însă vreau să zic că au fost numiți acești directori interimari sau directori adjunți la centrele de poștă în perioada când întreprinderea era într-o stare economică la pământ, când avea de acum milioane și milioane de lei pierderi. Iată de ce. Începutul acestei perioade cu domnul Zaharia Vitalie în funcția de director general interimar, pentru noi s-a asemănat cu începutul unei furtuni la întreprindere, deoarece am parcurs 3-4 ani de o dezvoltare lentă, dar benefică, cu profit și cu premii pentru angajați, cu salarii la timp pentru angajați, și iată anul 2020 a venit cu probleme și probleme foarte mari. Este foarte și foarte important să aduc la cunoștința dumneavoastră că de ce se apropiau, cât mai mult se apropiau alegerile prezidențiale, cu atât mai mult aceste presiuni asupra noastră au început să crească. De acum, în preajma alegerilor prezidențiale, am fost obligați de către domnul Zaharia de a participa activ și noi, directorii, cu tot colectivul în campania prezidențială de partea unui candidat și dumneavoastră cunoașteți foarte bine cine este acel candidat și mi s-a dat și nouă indicații directe. Eu voi încerca numai să, fiindcă nu am venit la dumneavoastră numai cu vorbe. Iată, m-am pregătit și m-am documentat, fiindcă s-a format special pentru acest lucru. S-a format un grup a directorilor pe Viber, în frunte cu domnul Zaharie, și toate indicațiile au fost trimise pe acest grup pe Viber. Eu le-am selectat, fiindcă vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră, anume, ce indicații se dădeau și de ce eu în persoană și, mă rog, și colegii mei nu înțelegeau. Noi ne-am transformat acum într-o filială a unui partid politic sau continuăm să fim o întreprindere de stat care are niște sarcini de dezvoltare economică, care are în spate 6.000 de angajați. Peste 6.000 de angajați. Una dintre cele mai mari întreprinderi de stat. Și ne gândim la soarta lor sau ne gândim la soarta politică a unui partid politic. Iată unul din apeluri sau unul din indicații. Vitalie Zaharia, 6/11, e vorba de acum de a doua parte a campaniei. Trăiască Poșta Moldova. Bună ziua, colegi! Suntem solicitați la maxim să ne implicăm în continuare pe ultima sută de metri în campania alegerilor. Respectiv, vin și eu cu rugămintea și așa mai departe. Este perioada foarte poprice de a interacționa cu foarte multe lume, pentru că este perioada achitării pensii și altor plăți sociale. De aceste indicații, eu am aici o sumedenie, însă vreau să vă atrag atenția. În campania electorală, într-o perioadă pandemică de nevăzut, se dau indicații poștașilor noștri. De asemenea, poștașii noștri trebuie să interacționeze cu toți beneficiarii, a îndemna să iasă la vot, să sugereze neapărat cifra 2 în discuții, să-și noteze numele, prenumele celor care din vari motive nu vor putea ieși la votare și solicită urna mobilă la domiciliu. Adică noi trebuia să mai adunăm și listele pentru partidele respective și cine vrea să voteze la domiciliu. A explica că pensia adusă la timp este un lucru foarte bun și trebuie apreciat drept merit cuiva. Adică nu merit pensionarul că el a muncit pensia, dar merit cuiva și iarăși de aceste indicații, desigur că pe de o parte eu le-aș socoti semicriminale, fiindcă într-o perioadă pandemică nu poți să-ți trimiți angajații la luptă, la ambrazură, fiindcă angajații nu sunt bine echipați
cu materiale anti-COVID. Angajații noștri sunt și ei oameni cu anumite maladii și bolnavi de anumite boli. Și iată, noi îi trimitem pe ei să umble din casă în casă, să ducă, iată, acest mesaj a domnului Zaharie și, desigur, ca unui partid politic, pentru cine să voteze și ce să facă. De ce zic acest lucru? Fiindcă au mai fost și alte campanii. Da, toți au încercat să angajeze întreprinderea, însă atât de barbar cum s-a făcut acum, eu încă n-am întâlnit în istoria ta mea de 10 ani, de peste 10 ani de activitate, ca o întreprindere de stat la maxim să fie angajat în această campanie politică. Și dacă ar fi să fie așa, însă domnul Zaharia, ca director general interimar, și-a încălcat atribuțiile de funcție, deoarece, conform contractului cu Casa Națională, poștașii noștri trebuie să distribuie pensia numai la maxim 30% din beneficiari, și anume la invalizii de grupa 1 și a 2 și la persoanele cu vârstă înaintată de peste 75 de ani. 30%. În perioada octombrie-noiembrie, pensiile au fost duse, după modesta mea calcule, au fost duse aproximativ la 80% la domiciliu, mai ales în satele noastre. Iată, pentru mine o întrebare va fi pusă și domnului Zaharie, dar mai mult Agenției Proprietăți Publice, care ne este fondator. Cine a calculat, sau poate dânșii calculează, care sunt pierderile aduse întreprinderii în perioada când întreprinderea stă la pământ cu un randament de minus 35 de milioane la sfârșitul lunii septembrie 2020, cine i-a permis să facem niște beneficii cuiva, așa, fără plată, de a aduce pensia, de a aduce milioane și milioane de lei fără plată la domiciliu pensionarilor, ca puteau să primească această pensie la poștă. Al doilea moment, și este momentul cel mai tragic pentru mine, fiindcă încă o dată zic, muncesc de peste 10 ani și pe lângă funcțiile mele obligaționale, conform fișii de post, mai sunt și niște funcții morale, niște obligațiuni morale a unui conducător. Acestea sunt de sănătatea angajaților, sunt de situația angajaților, de salariul angajatului. Și iată, eu mă chinui, dacă doriți, mă chinui sufletește. Așa? Bine, colegii mei din centri raionale au îndeplinit această indicație. Au scos oamenii și i-au trimis prin sate, pe la casele fiecărui. Au îndeplinit și vreau să vă zic că, iarăși, eu dispun de aceste documente și dacă dumneavoastră veți dispune de timp, eu pot să vă dau și să vă documentați și dumneavoastră. Iată, ei încep a raporta după ce se fac aceste indicații. Așa. Pot să vă spun și pe raioane, pot să vă spun și pe șefii care sunt, dar voi zice. Așa, Râșcani, la momentul 1365 de cereri. Așa, Ștefan Vodă, 265 de cereri. Orhei, la moment 692 de cereri solicitări la domiciliu. Edineț, am finalizat plata aici, așa. Cea de lungă, predostavnă 750 na sei ceas de predostavlenie urnă. Comrat, Dobăgeni, 280 человек, желаю și mobilne urnă. Și iată așa, fiecare centru de poștă se aduna informația și listele acestor persoane care vor să voteze la domiciliu. Adică noi ne-am transformat, încă o dată zic, într-o filială a unui partid politic care am colindat din sat în sat să vedem care este situația și cine vrea să voteze la domiciliu. Cine plătește acest serviciu? Cine trebuie să răspundă pentru angajarea întreprinderii stat Poșta Moldovei în campanie electorală prezidențială? Și am spus, dar este cel mai important, cine va răspunde pentru angajații care după această campanie s-au molipsit masiv de COVID? Și iată, aici iarăși am să încerc să vă zic. Iată, eu nu m-am să aduc documente. 20 luna 11, 4 zile după votare. Și se începe de acum raportarea. Orhei vă informează că șeful oficiului poștal Ivance este testat pozitiv. Oficiul postal este închis, poștașa în carantină. Cantemir, vă aduce la cunoștință că oficiul poștal Tocen, șeful oficiului poștal se află în izolare, a fost în contact cu persoane infectate. Persoana infectată probabil că este poștașul. Așa, Ștefan Vodă,
Oficiu poștal Pocat, un poștaș testat pozitiv. Ștefan Vodă, oficiu poștal Tudora, un poștaș testat pozitiv. Toate acestea vin îndată, vă zic, după alegeri. Soroca, Niorcan, testat pozitiv, șef oficiu poștal se află în reanimare. Însoțitor de poștă testat pozitiv. Și iată, astfel de iarăși informații vin de la toate centrele de poștă. Nu am acum posibilitatea să fac o analiză. Însă mi se pare că perioada octombrie-noiembrie, iată, din aceste informații, procentul de creștere a colegilor mei, poștași, șef de oficii poștale, însoțitori de poștă, a crescut de 3 ori mai mare decât a fost în perioada august-septembrie. Și aceasta este, iarăși, încă o dată zic, un rezultat dureros pentru întreprinderea noastră, fiindcă pentru nu știu ce interes politic noi ne-am îmbolnăvit o mare parte din colectiv și ce este mai dureros, că întreprinderea n-a fost în stare să le dau un leu pentru recuperare, pentru reabilitare și pentru readucerea în câmpul muncii. Iată aceste triste momente am fost nevoiți să le spun în fața dumneavoastră, fiindcă nu se oprește aici. Desigur că eu nu am dat aceste indicații colectivului. Am refuzat să îndeplinesc aceste indicații, fiindcă eu le-am socotit ca niște indicații neconform fișii de post a directorului general interimar. Nu are el dreptul să se implice în politică și să dea indicații politice și pentru aceasta, desigur că personal, telefonic, am fost amenințat că în dată după alegeri voi fi scos din funcție. Acum, desigur că, vreau să zic că lucrează toată întreprinderea, lucrează nu pentru a rezolva probleme, dar lucrează toate direcțiile pe zona Bălți. Așa, caută cu succes se ocupă Guțul din 2010 și până în 2020 și face cum face, adică caută să-mi găsească, deși anul trecut am avut un audit general, sunt materiale auditului, acum din nou auditul lucrează pe Bălți, din nou toți juriștii lucrează pe Bălți, mă rog Dumnezeu cu ei lasă-i să lucreze dacă nu au alte funcții. Doar altceva, nu e problema de Guțul, nu e problema de Guțul, e problema de întreprindere. E o problemă care ține în spatele 6.000 de angajați. 6.000 de angajați. Și e problema cea mare pentru că ceea ce se face acum cu Guțul este o încercare de a dezorienta ceilalți colegi ai mei. Că Guțul face valuri, Guțul face gălăgie, restul totul e ok. Dacă restul totul e ok, haideți să ne uităm atunci la alte cifre, fiindcă eu am mai pregătit puțin, așa, ca să fie clar și pentru domnul Zaharia și pentru colegii mei de la centru și colegii mei din centrul Ionale. Dacă e totul ok, iată eu aduc numai câteva momente. Anul trecut, în 2019, datele de la pe 6 luni în fața Consiliului de Administrare, în raport Consiliului de Administrare pe 6 luni de zile, profitul întreprinderii de stat Poșta Moldovei constea 35.334 milioane lei. Profitul. Datele de acum, pe 9 luni de zile, 2020, adică toată perioada de administrare a domnului Zaharia, iarăși vociferate la Consiliul de Administrare din 17 decembrie 2020, recent. Pierderile întreprinderii la 31 septembrie constituie 35,1 milioane lei. Adică de la 35 de milioane profit anul trecut 2019, la jumătate de an, fiindcă el se preconiza la sfârșitul anului să fie de vreo 60 de milioane, noi am ajuns la minus 35 de milioane pe 9 luni, întreg anul, după calculul meu aproximativ, trebuie să fie vreo 47-50 de milioane pierderi. Ce se întâmplă, stimați colegi, mă adresez și la colegii mei care sunt duși în eroare și care nu dispun de aceste cifre, ce se întâmplă cu întreprinderea? Pe parcursul anului 2020, desigur că am fost bântuiți de COVID, dar de COVID a fost bântuit toate întreprinderile. Așa o decădere, așa o distrugere a întreprinderii este pentru prima dată
în toată perioada aceasta de când eu mă simt coleg și mă simt responsabil de această întreprindere. Nu se poate de axat probleme politice de lăsat întreprinderea baltă. Fiindcă 35 de milioane, însă este cel mai important și altceva. Pe parcursul acestui an, întreprinderea n-a făcut nicio achiziție. Continuăm să lucrăm cu acele rezerve care mai sunt încă din 2019, lăsate de predecesorul. Și mașinile automobile sunt pe ultima 100 de metri de uzură. Peste 100% uzură este mai mult de jumătate din utilaj electronic. Mașini de calcul, mașini de casă și control și multe altele. Adică dacă nu se investește în 2021 nimic în acest segment, întreprinderea va fi nevoită să falimenteze, fiindcă nu mai sunt șanse. Dacă se va continua astfel de administrare politico-militară a domnului Zaharia, atunci vreau să zic că noi ne pomenim în vara anului 2021 cu falimentarea întreprinderii, 6.000 de angajați aruncați în stradă sau fără salarii. Asta se urmărește, poate. Iată, eu îmi pun întrebarea. Ori chiar s-a atât de naiv conducerea întreprinderii, patronii noștri de la APP, având cifrele, având datele, ei nu înțeleg unde merge întreprinderea și ce se întâmplă, sau poate s-a pus un scop undeva ascuns de a falimenta întreprinderea și de a arunca oameni în stradă, de a motiva că asta este, eu știu, lucru cuiva. Asta mă doare, fiindcă, încă o dată zic, este pe lângă responsabilitatea unui director de întreprindere, este și o responsabilitate morală de a face ca întreprinderea să prospere, de a face ca salariile să fie mai mari, de a face ca angajații să simte mai confortabil la locul de lucru, ceea ce nu s-a făcut nimic în 2020 și foarte, foarte pun la îndoială că se va face mai departe, cu așa rezultate. Vreau să finisez și să mă adresez la colegii mei din teritoriu. Zaharia a inventat un slogan, trăiască Poșta Moldovei. Noi am avut un slogan mai vechi, în 2018 și 2019, Poșta Moldovei cap sus. Fiindcă atunci, într-adevăr, mergeam cu capul ridicat, deoarece rezultatele au benefice. Angajații primeau trimestrial primii, tehnologia se schimba foarte repede, automobile jumătate au fost schimbate. Astăzi trăiască Poșta Moldovei, sloganul Zaharia, îmi este rușine să zic, fiindcă trăiești Poșta Moldovei, domnul Zaharia, dar în ce în ce mai prost și mâine poi mâine poate de acum să dea ort popii, dacă va fi administrat în felul ăsta. Fiindcă încă 4-5 luni să dea Dumnezeu ca Vasile Guțu, directul centrului de poștă Bălți, să ajungă până atunci în funcție și să vadă rezultatele. Însă nu voi permite atât timp cât sunt în această funcție ca cineva să-și facă mendele politice la un centru de poștă pe care eu îl administrez și răspund de soarta la peste 400 de angajați. Vreau să vă mulțumesc și să vă, poate să vă îndemn pe dumneavoastră, cei care sunteți puterea a patra și vă doresc ca această putere să fie de 4 ori mai mare și să fiți sănătoși. Vreau să vă îndrumez să urmăriți, să stați cu ochii pe întreprinderea Poșta Moldovei pe următoarele 4-5-6 luni cum ea se va dezvolta. Și să vedeți nu numai ce se face la Bălți, vă deplasați în centrele regionale, mai vorbiți cu poștașii, mai vorbiți cu operatorii ca să aflați informația din surse reale, dar nu din sloganele aruncate de actualii conducători întreprinderii. Vă mulțumesc mult! Domnul Costraveț. Stimați colegi, onorată asistență, cer scuze, permite distanța o păstrăm. Mă numesc Elie Castraveț, ex-șeful Centrului Multifuncțional Ialoveni. Sunt prezent astăzi aici pentru a face niște declarații, adică vreau să încep cu aceea că în data după ce Partidul Democrat a anunțat că perăsește coaliția de guvernare, s-au început la noi în intermediul Agenției Servicii Publice, s-au început raidurile de
dat afară sau de impunere ca să scrie cereri. Unde am nimerit și eu, data de 10 noiembrie a venit la mine un grup de 5 persoane de la Agenția de Servicii Publice, dintre care din auditul intern, de la Direcția Servicii Publice și mai mult ca atât, că pe la vreo jumătate la 11:10-30 au venit două persoane din Securitatea Internă. Primele trei persoane, adică au început un control, un audit frontal asupra mea, asupra colaboratorilor din Centrul Multifuncțional, iar persoanele din Securitatea Internă deja au venit în birou la mine, i-au scos din birou pe ceilalți și au spus direct: domnul Castraveț, asta e situația, dumneavoastră vreți, nu vreți, trebuie să depuneți cerere de binevol, dacă nu, înseamnă că noi, prin toate măsurile legale, ilegale, tot ne o să fiți dat afară, ceea ce până la urmă eu am pus o condiție, bine, eu scriu cerere, condiția că să am întrevedere cu domnul director agenției, domnul Zara, Vladislav mi-a promis că o să fac, însă am scris cererea, știind foarte bine codul muncii, am scris cererea într-așa măsură că să nu fie chiar legală această cerere, am scris-o de data de 10 până pe data de 17, măcar că articolul 85 din alineatul 4.1 prevede cu 30 zile înainte, adică de la început această cerere, dar nu vreau să intre în detalii, dacă o să aveți nevoie să spun. Vreau să spun că până la urmă această cerere am scris-o, această cerere în baza articolului 85 alineatul 4 prim a fost retrasă prin altă cerere depus de mine data de 16, însă ca rezultat, ca să nu vă sustrag atenția la moment așa de mult, vreau să spun că în final, indiferent de faptul că cererea nu mai era din data de 16, indiferent de faptul că eu am nimerit pe foaie de boală de pe data de 16, inclusiv și am fost internat în spital împreună cu familia de COVID, care probabil că l-am căpătat acest COVID-19 la serviciu. Și data de 17 a fost emis un ordin de eliberare din funcții, care eu îl socot că este nelegitim, fiindcă el contravine atât articolul 85 alineatul 1, 85 alineatul 3 prim, 85 alineatul 4, 85 alineatul 4 prim, și mai ales articolul 86 alineatul 2, care prevede că este categoric interzis eliberarea persoanelor aflate în concediu de boală. Deci eu sunt sigur că aceste presiuni au fost făcute nu numai asupra mea, dar asupra mai multor colegi chiar din Republica Moldova, că eu am avut informații de alte raioane și inclusiv și la noi în raioane, măcar că eu ca să-mi găsească mie ceva așa și nu mi-a impus nimic în urma controlului, fiindcă aveam 3 luni jumate de activitate, vă dați seama că în 3 luni jumate și eu socot că mi-am făcut datoria foarte bine între aceste 3 luni jumate. Necătând la faptul că la moment am adresat niște adresări indicându-l că iată, ați încălcat articolul cu tare cu tare, nu am primit niciun răspuns, deja iată, de o lună de zile aștept și această deci poliția de asigurare. Da, și e clar că nimerind în spital cu COVID, mă sună de la spital și îmi spune: domnul Castraveț, dar dumneavoastră nu este activată poliția de asigurare. Eu am, ca să închei, vreau să spun că am activitatea mea personală, vechimea muncă totală, mai mult de 40 de ani. Însă așa, înjosire și umilire, pentru prima dată am pățit-o în viața mea. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări sau detalii, eu pot să vă prezint, însă cred că care ar fi interesat, detaliul am anunțit. Mulțumesc! Stimați cetățeni, au fost două cazuri pe care noi am vrut să ele să devină publice. Pentru cei care încearcă astăzi să convingă oamenii din țara noastră că Partidul Democrat dispare de pe arena politică, exact avem două cazuri când membrii Partidului Democrat, oamenii noștri, au refuzat să părăsească Partidul Democrat și acestea sunt consecințele refuzului. Totodată,
Atunci când privim la știri că pleacă organizația de la Jedinec, Drochia sau de la Taraclia, în toate trei cazuri au plecat oamenii care dețin funcție. În Jedinec, domnul Nepei Voda este șef la Moldova Gaz, domnul Covalji de la Taraclia este șef la Moldova Gaz, la Drochia, la fel, toți cei care au plecat, dar ei sunt tocmai 5 oameni, toți dețin funcții în serviciile desconcentrate. Altfel spus, din Partidul Democrat au plecat acea doză de oportunism care migrează de fiecare dată când se schimbă guvernarea. Cu părere de bine avem, și oameni care au refuzat să facă acest lucru și vreau să anunț publicul că în cazul domnului Vasile Guțu, noi vom depune o sesizare Procuraturii Generale și vom ruga Procuratura să dea apreciere acțiunilor conducătorului, domnului Zaharia, acestei instituții. Totodată, noi îndemnăm oamenii care dețin funcții să nu să se dea supuși presiunilor sau intimidărilor. Există totuși legislație, există codul muncii, Partidul Democrat își va apăra membrii săi. Totodată atenționez și ceilalți conducători din serviciile desconcentrate și aici avem, e vorba despre domnul Zaharie și despre domnul Vlad Zara, care sâmbătă, apropo, urmează să plece la odihnă pe insulele Maldive. Îi dorim odihnă plăcută și sper că odihna îi va prinde bine și poate își va revedea toate acțiunile sale. Noi atenționăm acești conducători că politicienii vin și se duc, iar pentru acțiunile pe care ei astăzi le întreprind, va urma de, sau va trebui de răspuns. Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă. La revedere!